Biblioteca Petru Maior, alături de Casa de Cultură a Tineretului, au organizat un spectacol, Carnavalul Cărților, în care copiii talentați au prezentat o paradă a personajelor din poveștile învățate la școală. Atât copiii, cât și părinții și profesorii au sărbătorit astfel Ziua Mondială a Cărții pentru Copii. Aproximativ 50 de elevi de la Gimnaziul Augustin Maior și-au pus în valoare personajele îndrăgite, prin costumații reușite și interpretări pe măsură. Acest spectacol este un prilej de bucurie pentru cei mici. Această zi precede și săptămâna altfel și vacanța de Paște și am considerat că este și un prilej de sărbătoare și de bucurie, alături de lectură, bineînțeles, deoarece acest carnaval era condiționat de lectura unei cărți. Fiecare copil și-a ales câte un personaj literar pe care l-a prezentat într-un mod interactiv, pentru ca cei prezenți să ghicească personajul. Copiii au răspuns și la întrebări legate de cartea aleasă. În final a fost un spectacol atractiv, au fost foarte mulți participanți, au participat peste 50 de copii din ciclul primar de la Gimnaziul Augustin Maior. Au participat atât clase române cât și maghiare și germane. Carnavalul Cărților se organizează an de an cu scopul de a le insufla copiilor gustul pentru lectură și a marca Sărbătoarea Internațională a Cărților pentru cei mici.